Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit la Sportul Bojan. Sunt Cătălin Pastor. În această seară vă propun să discutăm despre basket, pentru că, iată, într-un final, Liga Națională a demarat, deși este luna decembrie, dar mai bine mai târziu decât niciodată, și i-am putut vedea la lucru și pe reprezentanții CSM-ului. A fost așadar și debutul oficial pentru echipa noastră în primul eșalon în basket balistic. Spun eu că a fost un debut încurajator, în ciuda faptului că echipa a pierdut cele trei meciuri disputate împotriva formației din Oradea, împotriva Timișoara și împotriva Galațiului. Dar ce este mai important, săptămâna viitoare, marți și miercuri, este organizat chiar la Târgu Jiu, un astfel de turneu al Naționalului de Basket Masculin, iar gorjenii au oportunitatea să-și ia revanșa. Despre debutul oficial, dar și despre un turneu organizat la Târgu Jiu, vorbim astăzi cu doi dintre reprezentanții CSM-ului. Este vorba chiar de antrenorul principal, Claudiu Alinescu. Bună seara, Claudiu, bine ai revenit la Târgu Jiu. Bună seara, Cătălin, bine v-am regăsit. Și omul care spune că ne-a lipsit cel mai mult la primul turneu, la prima competiție oficială, este vorba despre Alin Roșa. Bună seara, bună seara, bine. Alin, și bine ai venit cu premieră. Bun, așadar, cum spuneam, a fost un debut care cu toții ne bucurăm că a venit și un debut, aș spune eu, încurajator pentru formația noastră, Claudiu. De acolo, de pe parchet, tu ai spus direct, vrei să ștergi oarecum impresia lăsată în cupă, deși, să fim onești, atunci n-am putut nici pe departe alinia o, nu neapărat o echipă competitivă, dar un lot care să facă față ritmului competiției și acelei întreceri. Cum a fost acum cu primul turneu de la Oradea? Este adevărat, principalul obiectiv acela a fost de a șterge impresia lăsată în cupă, chiar dacă nu am putut alinia nici măcar un minim de jucători apți pentru acel turneu, pentru că chiar dacă pe foaie am avut 7, 2 dintre ei veneau după accidentări și abia în ziua dinaintea turneului am putut să-i folosim cât de cât. Astfel că după acel meci de cupă s-au tras unele concluzii referitor la evoluția noastră și la modul cum ne prezentăm și noi am dorit să ștergem acele concluzii pentru că nu sunt relevante. Am plecat cu gândul de a juca un basket demn de Ligă Națională, însă la ultima testare am primit lovitura de grație, cum că Alin este pozitiv. De asemenea, de fapt, nu este pozitiv, este reconfirmat pozitiv, pentru că el a fost confirmat pozitiv la meciurile de Cupa României, a făcut acea perioadă de izolare, însă Federația Română de Basket este singura federație din sporturile de echipă care nu aplică litera ordinului de ministru, ceea ce precizează că dacă un jucător este pozitiv, 90 de zile după aceea nu se mai testează. Astfel că a trebuit să-l retragem de pe foaia de joc. Am suferit de asemenea și o accidentare la nivelul celuilalt pivot, la nivelul lui Gheorghe, care a avut o ruptură musculară și speram să o putem recupera până la meciurile de campionat și nu s-a întâmplat asta. Într-adevăr, pentru că am mers și am jucat cu în doi oameni mari, Allen și Spurgeon, iar asta normal că se vedem. Știu faptul că oamenii mari sunt cei care obosesc cei mai repede, ei trebuie schimbați mai frecvent, extremele duc mult mai bine din punct de vedere fizic, însă una peste alta am terminat cu brio acest turneu, am terminat în primul rând sănătoși și cu speranțe către turneul ceea ce urmează. Luând meciurile în parte, cu Oradea este echipa campioană a României, am avut un debut emotiv, să zic așa, chiar dacă la un moment dat am intrat un pic în joc și am reușit să le facem față, s-a dovedit a fi o echipă mult prea puternică pentru noi în acest moment. După care a urmat meciul cu Timișoara, unde evoluția noastră a fost una mult mai bună, în special din punct de vedere defensiv am reușit să facem un meci bun și astfel am avut șansa noastră de a reveni în acel meci și poate chiar de a produce o mare surpriză. Iar în ceea ce privește meciul cu Galați, acolo cred în continuare că am pierdut o șansă importantă de a obține o victorie, o victorie care ar fi contat enorm în subsolul clasamentului unde ne vom situa după acest turneu. Am egalat formația din Galați după 3 sferturi în aprilie, în care am practicat un basket destul de bun, însă din păcate la acest meci partea defensivă a lăsat un pic de dorit și în același timp am avut probleme mari la aruncările 3 puncte, unul dintre aspectele pe care l-am evidențiat în primele două jocuri. Da.
Alina, aș vrea să te întreb, în primul rând, cât de dezamăgit ai fost când ai putut să iei parte la acest turneu, mai ales că erai printre jucătorii reprezentativi de acolo, am văzut și pe afișe, era chipul tău când venea vorba despre formația noastră. Asta, îmi doream foarte mult să joc, mai ales că am lipsit și la cupă, vreau să fiu alături de băieți, să jucăm pentru prima dată împreună meciuri oficiale, însă asta e decizia, nu depinde de noi, trebuie să ne conformăm. Să sperăm că la următorul turneu vom fi toți în formulă completă și să practicăm cel mai bun basket pe care îl putem avea la ora actuală. Sunt convins că ai vizionat cele trei meciuri în care a fost antrenată formația noastră. Care a fost prima ta impresie legată cu echipa? A fost mult mai bună față de cupă, ținând cont că a fost doar cu un jucător în plus. Însă a fost meciul cu Galați, s-a văzut că băieții au fost obosiți, mai ales cei doi pivoți, dar nu știu, a fost, per total, eu zic că a fost un turneu bun. Bine, cu plusuri, cu minusuri, dar cred că ar fi fost mai bine pentru noi că meciurile se schimbau, ordinea. Ne să jucăm cu Galați, care aveam șanse mai mari, ca băieții să fie mai odihniți, după aia cu Timișoara, cu care puteam să ne batem și cu ei, și cu Oradea, cu Oradea e greu. Orice echipă care joacă contra lor, știu de valoarea lor, de multe sezoane joacă finale, cupe europene și cel mai probabil vor intra și anul ăsta, se urbate la medalii. Crezi personal că puteai avea un impact, nu știu, hotărător poate în soarta meciului? Cred că ori un jucător în plus ar fi schimbat totul. Că dacă ar fi intrat un oricare alt jucător să schimbe unul dintre pozițiile mari, oricât 2, 3, 5, 10 minute s-ar fi odihnit și ar fi adus un plus de energie și cu siguranță ar fi fost altcumva. Da. Audiu, cât de greu a fost pentru tine ca antrenor, pentru că, iată, a trecut, repet cuvântul frustrant, pentru că a fost o perioadă frustrantă, mai ales că nu ai avut pe toți băieții și, iată, nici la meciurile oficiale n-ai putut să te bazezi pe tot. Exact, chiar discutam asta. Noi ne-am antrenat în formulă completă, cred că în maxim 2 săptămâni, de când, teoretic, trebuia să demarăm sezonul la începutul lunii septembrie, pentru că perioada de COVID a venit oarecum separat. Am avut întâi 2 jucători, după aceea 4, după aceea a apărut și accidentările. 2, din păcate, s-a apărut accidentarea și la Gheorghe și astfel a fost frustrant, de o parte, pentru că este greu să pregătești un turneu. Așa cum spunea și Alin, oboseala fizică ne spune cuvântul. Sunt 3 meciuri destul de intense din punct de vedere fizic. Exact, așa cum spuneam, oamenii mari trebuie schimbați mai des decât extremele. Sunt meciuri, de exemplu, am jucat primul meci în turneului la ora 8 seara, a fost și un control antidoping, am terminat undeva la ora 22 și a doua zi la 14 am jucat din nou, deci nici măcar 24 de ore nu am avut între cele 2 meciuri pentru recuperare. Și nu suntem o echipă care să avem un lot 12 jucători egal valoric, oricare dintre ei ar intra în teren să-l suplinească pe celălalt. Alin punctat foarte bine că orice jucător în plus ar fi adus ceva în plus jocului de echipă și cu siguranță rezultatului final. Pentru că vii de pe bancă, poți să vezi mai îndeaproape exact ceea ce se întâmplă teren, plus că fiecare jucător are calitățile și particularitățile lui. Apărările trebuie să se muleze după fiecare jucător în parte și este un pic mai greu. Așa, când ai doar 2 jucători de oprit, este oarecum mai ușor, pentru că poți să faci scouting-ul de așa natură încât să-l nihilezi punctele lor forte. De aceea sper ca la următorul turneu toată lumea să fie validă. Sper să ne putem pregăti așa cum trebuie săptămâna asta și marți la Târgu Jiu să arătăm încă o dată că putem fi o echipă care pune probleme granzilor campionatului. Din nefericire, așa cum puncai, deși atât basketul a început să desfășoară sub aceste bule, să le spunem, ca să spunem expresia din NBA, pe atunci care au jucat sub această formă. Acum contează foarte mult regimea rosterului, pentru că ritmul mi se pare copieșitor. Cu siguranță. Un roster lung și un roster bun
este un avantaj în plus. Întreb asta pentru că puteți oare să vă faceți altcumva strategia, sau v-ați fi făcut altcumva strategia, nu știu, de transferul, dacă știați că se va întâmpla? E greu să spun acum că am fi mers pe un alt drum. Noi am ales acest drum încă de la început, împreună cu Alex și Robert și cu Adi am discutat de la început cam care este direcția pe care vrem să mergem. Vrem să continuăm pe nucleul de jucători români din sezonul trecut, la care să aducem un plus valoare din partea jucătorilor străini. Astfel că, indiferent dacă am fi știut că sunt bule sau nu, cred că am fi mers pe aceeași direcție. Asta este un aspect. Celălalt aspect este aspectul financiar. Nu este deloc de neglijat. Din informațiile mele, suntem echipa cu al doilea cel mai mic buget din Liga Națională. Doar Constanța s-ar părea că ar avea un buget mai mic decât al nostru. Și aici, iarăși, cred că ar fi fost o discuție mai amplă. Însă, una peste alta, încă o dată, eu cred în acest grup care l-am format, cred în calitatea jucătorilor, și individuală și ca și grup. Suntem o echipă unită și vrem să demonstrăm că putem face față regulilor Ligii Naționale. Obiectivul nostru este acela de a ne menține Liga Națională. Acest obiectiv se poate realiza doar la finalul campionatului, indiferent de cum vom parcurge această prima parte cu bule sau în partea a doua în care vor fi etape, totul se va decide în partea a doua a campionatului, care este play-off-ul și play-out-ul. Realistic vorbind, nu cred că putem avea pretenții de play-off în momentul de față, însă în play-out cu siguranță ne vom mobiliza și vom încerca să te eliminăm în ultimele două poziții ale clasamentului. Alin, o primă impresie, de fapt după o primă impresie, crezi că puteți face față în Liga Națională, putem să ne îndeplinim obiectivul de a rămâne în primul eșalon? Da, fără doar și poate. Ne vom bate cu toate echipele, indiferent că sunt de același nivel ca noi, gen ca buget, ca echipe. Noi mergem, jucăm 100% fiecare meci și încercăm să scoatem maximum. Nu știu, trebuie să câștigăm meciurile cu echipele care sunt de nivelul nostru. Nu știu, probabil Constanța, Ciuc, Focșani și Galați, ați văzut. Cu Timișoara puteam să-i ciupim, să zic așa. Deci sunt echipe pe care le putem bate, da. Da, mică, 7-8 puncte parcă. 7 puncte în condițiile în care am avut la fel două acțiuni cu două aruncări de 3 puncte deschise care nu au intrat. Dacă una dintre ele ar fi intrat, cred că am fi întors soarta acelui meci, pentru că veneam și pe accidentul moral. Cred că am stat și mai bine din punct de vedere fizic în partida cu Timișoara decât ei, și asta se datorează în primul rând băieților care au răspuns exact la programul care l-am propus noi și preparatorului care l-am adus anul acesta lângă noi ca și staff. Toată lumea, împreună cu Alex, împreună cu Alin, facem o echipă puternică și asta cred că se va vedea pe teren pe parcursul acestui sezon. Se pare, Alin, un salt calitativ, nu știu, destul de mare și în ceea ce privește lotul nostru, adică este mult mai puternic ca anul trecut, plus că aveți un an de experiență între voi acolo. Da, este. Sigur s-a făcut lotul conform nivelului la care jucăm. Da, Kevin a mai jucat aici, a mai jucat și prin alte campionate. Dia a mai jucat cu noi sezonul trecut. Stefan are experiență foarte mare la noi în campionat, la fel și în străinătate. Da, deci avem jucători care au o anumită experiență. Și domnul Claudiu a fost și el jucător, antrenor, avem expertul sportiv Adi, care a fost și el jucător. Da, în mare avem echipă cu anumită experiență cu care putem trece peste multe etape. Vă influențează, nu știu, decisiv faptul că este posibil ca până la finalul acestui an competițional să se desfășoare la fel, în turnee? Noi sperăm să se desfășoare pe etape săptămânale. Cu toții sperăm, da. Da. Și dacă s-ar putea și cu un anumit număr de spectatori. Da. Iarăși o discuție destul de amplă. Mergeam zilele trecute printr-un spațiu comercial și sunt sute de spectatori umăr la umăr și într-o sala sporturilor cu 2000 de locuri nu se permite accesul la 200. Și nu numai la 300, sport, la școli, la... Unde aici cred că trebuie un pic umblat. Da. Da, sau măcar persoane care din familie să vină, că tu stai cu ei zilnic. Vă dați seama atunci ce zic oamenii de pe stadioane, unde și spații deschise. Exact. Nu este discuție doar de basket, adică de sport în general. Cumva trebuie dat drumul, că nu ai cum.
Dacă e... multe campionate se joacă cu spectatori, bine, cu un anumit număr de spectatori sau un anumit procentaj din capacitatea sălii, doar la noi nu, la niciun sport, din ce știu, nu s-a dat drumul la spectatori. Da, estimați că, nu știu, ianuarie, februarie, martie... De estimat. Pentru că e greu, da, e într-adevăr greu să ne dăm seama dacă vom avea sau vom respecta anumite cerințe și situații epidemiologică, de fapt, ne va permite ca până în primăvară sau chiar la sfârșitul campionatului să sperăm Liga Națională să se rea în formatul pe care îl cunoșteam cu toții și în formatul pentru care voi v-ați pregătit până la urmă. Este greu de spus. Regulile se schimbă de la o săptămână, săptămână, da. De la unul la alta. Și până, nici atunci nu se prea exact, respectă. Până la cupă, de exemplu, un jucător ca și Alin, care a fost reconfirmat pozitiv, cu acordul DSP local putea evolua în competiție. Acum, în campionat, nu s-a mai acceptat acest lucru pe motiv că ar putea fi încă contagios și ar putea infecta la rândul lui al jucătorii. Însă, deși pot să mă antrenez, da, pot să... Dar așa cum spuneam, este un ordin de ministru care guvernează această țară până la urmă și Federația Română de Basket este singura care nu l-a aplicat literam. La handbal, la fotbal, la rugby, la volei se aplică ad literam, numai la basket nu, din păcate. Da, din nefericire sau din fericire, cum să zic până la urmă, ați contactat acest virus, dar a fost, din câte știu eu, tot lotul a avut forme ușoare, nimeni n-a avut probleme, nu-i așa, Claudiu? Da, într-adevăr, nu am avut forme grave, doar acele forme ușoare, fără gust, fără miros, câteva zile cu temperatură, moleșeală, nimeni nu a fost nevoit să meargă la spital sau mai știu eu, mai ceva mai grav, să fie intubat sau și așa mai departe. Toată lumea a trecut cu bine până acum, mai avem 4 sau 5 jucători care încă nu l-au contactat, sper să nu-l contacteze acum înainte de acest turneu și nici în perioada imediat următoare și să trecem cu bine peste această perioadă. Da. Aveți vreo măsură suplimentară de protecție sau i-ați sfătuit? Da, am tot discutat, le-am prezentat tot felul de metode de prevenție. Toată lumea poartă mască atunci când nu este în interiorul sălii de sporturilor. Am vorbit cu masa să o primim la sală sub formă de pachete, să nu mai intrăm în contact cu restaurante și așa mai departe. Încercăm să evităm pe cât posibil aglomerațiile. Și, dar până la urmă cred că totul depinde de bunul Dumnezeu, cum se aliniază planetele acolo. Nu cred că aceste măsuri sunt bune, sunt într-adevăr aplicate, dar până la urmă totul depinde și de noroc. Personal, pentru tine, Alin, a fost o oarecare încercare, mai ales din punct de vedere psihic, că bănuiesc că fizic v-a simțit cât de cât de fie, sunteți sportivi, e mai ușor pentru tine. A fost greu, da, mai ales că, cum am zis, am arătat cupa, ne-am antrenat împreună 2-3 luni. Da, a fost greu să stai 2 săptămâni în casă fără să poți să faci mare lucru. Foarte greu și psihic, da, cât primele zile au trecut, au trecut. Mai ales că eu am prins și din păcate, am prins la testul cu am ieșit pozitiv la testul cu 48 de ore înainte de turneu. Deci o săptămână, să zic, a trecut cumva, că am avut basket la televizor. Dar a doua săptămână a fost da, incredibilă, da. Din păcate. Da, bun. Acum urmează turneul pe care îl organizăm noi, să vorbim despre partidele noastre din acest turneu, Claudiu, și cât de dificile vor fi cele două întâlniri. La prima vedere nu sunt meciuri ușoare. Bine, este clar că niciun meci nu este ușor. Chiar acum, după acest turneu, am văzut că orice echipă poate încurca oricare altă echipă care se este considerată favorită. Ciucu, de exemplu, a ținut în șac Piteștiu. Focșaniu, de asemenea, a fost acolo. Noi, pe partea noastră, Constanța încă nu a jucat. La acest turneu vor veni Clujul și Steaua. Ordinea este miercuri, marți vom juca cu Steaua, miercuri vom juca cu echipa din Cluj. Așa cum spuneți, sunt două meciuri foarte grele, în același timp două echipe cu pretenții. Amândouă s-au întâlnit la turneul precedent. Steaua, primul nostru adversar, este în momentul de față ca un animal rănit după înfrângerea usturătoare care a suportat-o împotriva echipei din Cluj, de asemenea lipsită de foarte mulți jucători importanți și alenind o formulă inedită cu 4 jucători de perimetru și un singur jucător centru, dar și el este un jucător singurul de... Din loc. Da.
valid. Au reușit să-mi scriu 106 puncte. Pentru mine a fost o foarte mare surpriză și i-am văzut pe cei de la Steaua foarte dezamăgiți și cu siguranță vor veni montați aici la Târgu Jiu pentru a șterge impresia lăsată la Cluj. Însă și noi vom pregăti așa cum se cuvine acest meci. Avem acum toate informațiile necesare despre cum vor evolua și ce au evoluat până acum. Un plus care ne-a ajutat Federația Română de Basket și aici trebuie să le mulțumim, a fost implementat un sistem de scouting foarte profesionist care ne prezintă lucrurile în detaliu și astfel că orice echipă își poate afla adversarul tot ce înseamnă parte de scouting destul de ușor și destul de rapid. După meciul cu Steaua, urmează meciul cu Clujul, echipa care an de an își propune câștigarea campionatului și o participare cât mai lungă în cupele europene. Anul acesta au rămas doar cu partea de campionat. Până acum se dovedesc a fi o echipă redutabilă, însă pentru noi este o nouă provocare și o nouă șansă de a demonstra că putem să le facem față. Dacă se poate să obținem o victorie între cele două, eu cred că ar fi un mare plus pentru noi. Alin, consider că în efectiv complet nu ne ajută să fie așa, să poată juca toți basketbaliștii noștri. Ar fi o surpriză dacă am câștigat cu una dintre cele două echipe sau chiar cu amândouă? Eu zic că nu. Mai ales că jucăm cu Steaua primul meci, care e mult mai ușor ca meciul cu Cluj. Sper să trecem cu bine toți testul de duminică, să nu mai apară accidentări, să-și revină Andrei și cred că putem face o figură frumoasă și ne vom bate de la egal ambele meciuri. Ai fost un jucător important anul trecut și ai hotărât să rămâi la CSM Târgu Jiu. Care au fost principalele motive care te-au determinat să rămâi la clubul nostru? Când am venit, am găsit un club de profesioniști. Am venit și am vorbit mult cu domnul antrenor înainte, mi-au zis care așteptările, ce se vrea de la echipă, ce jucători vor veni, mi-au spus că totul va fi bine financiar, tot ce trebuie să primească un jucător, condițiile, sala. Și am decis să rămân. Dacă totul este bine, de ce să schimbi echipa sau nu neapărat echipa? De ce să schimbi ceva ce merge bine? Am decis să rămân și să ajut echipa să obțină rămânerea în Liga Națională. Da, ar fi frumos să bifăm încă un sezon în Liga Națională și sunt convins că o vom face până la urmă. Drumul este însă extrem de dificil. Așa cum spuneam, avem un lot fără îndoială mai experimentat în acest an și aș vrea să te întreb, Claudiu, dacă, nu neapărat dacă ești mulțumit de randamentul basketbaliștilor care au venit, pentru că e și de vreme, au fost și condiții speciale, mai sunt lucruri de pus la punct, fără îndoială, dar au și un alibi, poate pentru că n-au fost nici antrenamentele în efectiv complet sau n-a fost echipa în efectiv complet. Dar ai aprecia că, nu știu, sunt niște băieți care își vor pune amprenta pe jocul echipei și la ce mă refer? Am văzut că de-a lungul timpului, cum e și firesc, la echipă mai vin și jucători care nu se adaptează, cum a fost și americanul acela, Rick Curry. Nu se adaptează neapărat basketului. De aceea am și încercat să optăm anul ăsta pentru o serie de străini oarecum cu experiență și care îi cunoșteam destul de bine, exceptându-l pe Rogava, care este la prima experiență în basketul european, și Spurgeon, care este un rookie, cum îi spunem noi, un debutant în basketul profesionist. Ceilalți îi cunoșteam, știam exact ceea ce pot și am marjat foarte mult pe calitățile fiecăruia. Cu siguranță este loc de și mai bine. Am prestat un basket bun la Oradea, însă puteam face și mai bine, în special la meciul cu Galați, unde din punct de vedere defensiv, încă o dată, nu cred că am făcut o partidă atât de bună pe cât am putea să o facem. În ceea ce privește lotul, este clar că avem nevoie de un jucător de poziție 5 pentru a-l dubla pe Allen. Acolo îl folosim pe Andrei Gheorghe deocamdată și la antrenamente și la meciuri și nu este o poziție clasică pentru el. Andrei este mai mult un jucător 4-5 și astfel dacă vom reuși să suplimentăm acea poziție cu un jucător de gabarit, cred eu că atât calitatea antrenamentului va crește, cât și concurența
pe posturi și, și evoluția în teren a echipei și exprimarea va fi, va fi altă. Am vorbit și cu conducerea clubului, încercăm să, să rezolvăm această problemă și sper ca în cel mai scurt timp să putem să aducem acești jucători de, de poziție 5. În ceea ce privește adaptabilitatea, este un factor care nu depinde 100% de, de echipa unde vii și nici de jucător neapărat, pentru că un jucător joacă într-un anumit sistem și într-un anumit campionat. Europa și România, în special, sunt campionate de grele, este o ligă puternică, până la urmă fizică, în primul rând, și este nevoie și de un efort în plus din partea jucătorilor. Până acum, eu sunt mulțumit de ceea ce avem la dispoziție, însă dacă va fi loc de și mai bine, cu siguranță vom merge mai departe. Da. Alin, care ți se pare principala diferență, pentru că anul trecut am evoluat în Liga Secundă, da? Cum ar veni, pentru că Liga Națională, dar era pe grupe, al format și așa mai departe. Care ți se pare principala diferență dintre eșalonul inferior și, mă rog, cele mai bune echipe din Liga Națională? Primul rând, valoarea jucătorilor. Mai ales la echipele mari, jucători cu experiență foarte mare în cupe europene, din campionate puternice. În mare asta ar fi experiența jucătorilor. Depinde cum se încheagă echipa, dar dacă ai câțiva jucători experimentați, cu siguranță totul se aliniază mult mai repede, se înțeleg mult mai repede jucătorii pe teren. Clubul nostru a făcut primii pași din istorie și primii pași spre performanță. Dacă tot ai rămas aici și poate cine știe, poate o să rămâi și pe viitor, consider că ar putea crește valorii, bineînțeles, și cu un buget adecvat, pentru că tot timpul vorbim de bani. Dar cum ai cunoscut oamenii de aici și clubul, ar putea crește spre, sau ar putea aspira spre o nouă treaptă în 2-3 ani? Da, cu siguranță, pentru că nu poți să rămâi mulți ani sau multe sezoane la același nivel. Mai ales că cu siguranță vom rămâne în prima ligă. Da, să depinde și de alți oameni, nu neapărat de club. Depinde de sponsori. Sper să se găsească cât mai mulți, să se facă buget cât mai mare, pentru că Târgu Jiu are o istorie în basketul românesc. Cupe europene, locul 3, parcă, dacă nu știu. Da. Cupa României. Da. Cupa României, plus multe finale sau în play-off an de an, deci merită să revină unde este locul. Se mai poate, Claudiu, care e opinia ta, fără sponsorul principal, din nefericire, fără contextul energetic, Oltenia, se mai poate, haide să nu zicem să revenim la un nivel de cupe europene, dar să ne batem așa. Da, eu cred că asta este direcția pe care se va merge în continuare, din discuțiile pe care le-am avut și cu Robert. Aici se vrea să se ajungă să fim o echipă care constant să urcăm, dacă vrei, la o anumită scară, ceva ce a făcut Oradea, pentru că și Oradea a plecat foarte de jos la un moment dat și în 10 ani de zile a ajuns o forță a campionatului și în momentul de față este una dintre principalele favorite. Asta vrem asta se vrea și la Târgu Jiu, să urmăm o ierarhie, adică dacă anul acesta vom evita retrogradarea, anul viitor să ne propunem ceva mai mult și din ce în ce mai mult până vom ajunge la play-off. Și de acolo orice este posibil. În momentul în care a intrat în play-off sau într-un sistem de 1-6, de acolo este cu totul alt campionat și pe o conjunctură favorabilă te poți să bate la medalii liniștit. Însă importantă este continuitatea, așa cum spuneai și tu, important este să tragem lângă noi oameni iubitori de basket și de sport și în același timp să ne bucurăm în continuare de sprijinul autorităților locale care până acum au dus greul. Față de perioada în care ai fost jucător, Claudiu, iar apoi antrenor al Energiei, antrenor secund, cum ți se pare nivelul de atunci și nivelul de acum? Sunt similare, nu știu, loturile au cam aceeași valoare sau cred că un regres sau un progres, mă rog. În momentul de față sunt mai multe echipe egale valoric. În momentul, în acea perioadă era ASSOFT-ul care domina clar campionatul românesc. Exact. Și noi celelalte pe lângă și datorită lor încercam să ne ridicăm an de an încât să le putem să le facem față. Acum sunt cel puțin două echipe, Cluj, Oradea, care an de an
se bat la titlu. Din spate vin echipe puternice, Sibiu, Craiova, Dinamo, care până acum a făcut o figură foarte frumoasă, și celelalte care luptă pentru voluntariu, o să fie o nucă foarte tare, celelalte care luptă pentru ultimul loc de play-off și chiar și jos, unde la evitarea retrogradării sunt patru echipe care sunt egale valoric și pot oferi un basket de calitate și meciuri angrenante. Astfel că eu cred că campionatul este un pic mai echilibrat pe toate nivelurile și asta nu este decât un lucru îmbucurător, pentru că orice echipă de la locul 10 poate încurca orice echipă de fruntașă. Da. Pe de altă parte, Alin, ți se pare ok că s-a revenit în sfârșit la sistemul clasic? Pentru că eu personal, bine, pentru voi poate erau mai clare lucrurile pentru că erați acolo pe parchet, dar eu personal nu prea înțelegeam mare lucru. Grupe? Din acele grupe? Da, din două grupe se făceau trei, din trei grupe pe culori. Da, e bine că fiecare echipă dorește să joace cu granzii României, să zic, să aducă la... să joace acasă cu ele, dar cu spectatori, normal. Da, e bine și pentru jucători, pentru oraș, pentru echipă, să vezi la ce nivel te afli, la ce se poate îmbunătăți, nu știu, pentru sezonul următor, pentru acel sezon. Da, e bine, joci cu jucători mult mai experimentați, crești ca nivel, ca jucător, ca echipă. Deci un mare, da, este foarte bine. Din păcate o să mutăm din nou discuția la fani de pe parchet. Acolo presupun că fanii v-au ajutat foarte mult sau v-au ajutat foarte mult în primul an pe teren propriu. O să fie mult diferită situația, părerea ta? Foarte mult, foarte mult. Pentru orice echipă își dorește să aibă fani alături. Indiferent că joacă, de exemplu, la Cluj, care are o sală de 7.000 de locuri sau o sală mai micuță, undeva la 1.000 de locuri. A, fanii sunt un al șaselea jucător, cu siguranță, dar din păcate nu avem voie, nu ne putem bucura de ei, nu putem juca pentru ei meciuri, dar să sperăm că vor fi alături de noi cât mai repede posibil, într-un număr cât mai mare. Chiar discutam cu Watson acum la Oradea, într-o seară după meciuri, și spunea că până acum n-a simțit atât de mult ce înseamnă lipsa fanilor. Nu ești în teren, ești concentrat 100% la ce ai de făcut, te împing de la spate, te aclamează, te înjură și așa mai departe. Îmi spunea că în momentul în care a aruncat prima liberă și era o liniște monumentală, atunci a dat seama cât de mult înseamnă aportul fanilor. Pentru că este o senzație extrem de ciudată să stai, să arunci o aruncare liberă fără să te huiduie cineva sau fără să te aclameze când înscrii. E un gol mare și pentru sportiv, pentru că țin minte chiar basketbaliști care au evoluat aici în campionatul autocton spuneau la un moment dat că momentul lor preferat dintr-un joc de basket e când se lovesc de adversitatea publicului din alte săli și le închid gura cumva cu aruncările de se încarcă, trei, se încarcă cu adrenalină, exact. Venite în anumite momente, pentru asta trăiau jocuri. Da, sunt care se încarcă cu... Care se încarcă, da, cu chestiile astea. Indiferent că te aclamă, că te huiduie, că... Da, sunt care iau energia din chestia asta. Da, da. O să mai treacă o perioadă din nefericire. Deocamdată basketul mare a început, dar am văzut, Claudiu, că la nivel juvenil încă nu s-au reluat competițiile și nici nu se întrebe. Din păcate s-au amânat din nou, trebuia să înceapă și undeva în decembrie, s-au amânat pentru ianuarie, după părerea mea nici în ianuarie nu vor putea să înceapă, pentru că sunt aceste testări, în primul rând, care sunt foarte costisitoare. În un club de juniori este aproape imposibil să poată plăti două teste PCR înainte unei competiții. Un test PCR trebuie la bun început pus undeva în jur de 300 de lei. Dacă vrei să testezi 12 jucători, un antrenor, un șofer și așa mai departe, 15 oameni, un calcul simplu, sunt aproape 1.000 de euro. Și la un turneu, plus cazare, plus masă, un club de junior nu poate duce, dacă ai o singură echipă, nu vorbesc cu un club CSS Târgu Jiu, care, de exemplu, are 4 echipe. Și de asta nu cred că în formula actuală acest sezon va demara. Sper să se revină cumva, să se găsească o formă, pentru că este foarte, foarte rău ce se întâmplă pentru dezvoltarea lor basketbalistică. Un an de zile deja pierdut
cel precedent și încă cel puțin jumătate de an fără meciuri va conta foarte mult în următorul nivel, în momentul în care vor trebui să facă pasul către echipele de seniori, pentru că se pierde experiență. În primul rând, indiferent cât ai antrena, nu poți să compari antrenamentul cu un meci oficial. Corect. Și astfel aceste carențe nu vor face altceva decât să tragă acești jucători în spate. Vedem acum o generație destul de bună, 99-2000, cu niște evoluții foarte bune la aceste prime turnee. Din păcate, una dintre ele a fost chiar împotriva noastră. Un jucător 2000 a reușit meciul carierei. Pe această cale trebuie să-l felicităm și să sperăm că astfel de jucători vor apărea, pentru că este nevoie la echipa națională și în campionatul românesc. CSM Târgu Jiu se bazează în continuare pe foarte mulți gojeni, sau au cooptat foarte mulți jucători tineri prin Gorj, pe lângă Alex Berca sau Camil Berculescu. Totuși, concret, sau cum crezi că ar putea fi evoluția lor, Claudiu, în următorii 2-3 ani? Este... Poate dintre acești, eu le doresc tuturor să ajungă la cel mai înalt nivel, dar poate dintre acești băieți unii se retrag sau poate unii nu. Merg pe partea academică, exact. Unii dintre ei, exact. Într-adevăr, este o provocare și pentru noi. Eu le-am spus-o și le repet, ei, depinde foarte mult de ei. Au văzut și ei că nivelul este unul foarte ridicat. La acest turneu am putut să-l debutăm pe Mihai Bădiță, un jucător de 16 ani care a prins primele minute în Liga Națională. Chiar dacă au fost emoțiile în rete, eu cred că s-a achitat destul de bine de sarcinile care au fost trasate într-un timp atât de scurt. Lângă el mai avem încă doi, Remus Răceanu și Pavel, care își așteaptă rândul să debuteze și ei la echipa de senior. Acest lucru cu siguranță se va întâmpla în acest sezon, însă totul depinde numai de ei, și pentru că dacă vor munci și vor fi serioși, vor putea face față rigorilor legii naționale. Dacă nu, din păcate, așa cum spuneai tu, vor abandona lupta sau vor alege o altă latură. Poate latura academică. Noi, direcția noastră a clubului, rămâne în continuare aceea de a promova tinerii jucători gorjeni. Ne-am și propus, cel puțin sezonul acesta, ca jucătorii U23, cum ce trebuie să fie incluși pe foaia de joc, să fie absolut gorjeni, și de aici mai mult noi nu putem să facem decât să încurajăm și să ajutăm atât cât putem în momentul în care vor face pasul efectiv spre teren. Da, am ajuns aproape de final. Alin, ar fi sărbătorile mai fericite cu debutul tău în Liga Națională la CSM și cu... Da, și nu doar sărbătorile, și ziua mea de naștere, care e pe 29 decembrie. Da, îți urăm de pe acum la mulți ani, sănătos și mult succes pentru echipa noastră. Voi trebuie să le faceți mai frumoase atunci, acolo, de pe parchet. Da, să sperăm că o să fie, atât pentru noi, cât și pentru oraș, pentru fani, în primul rând, care pot fi alături de noi. Cu siguranță noi vom intra și vom ieși cu fruntea sus de pe parchet. Asta este... Să ieșim sănătoși. Exact. Asta este primul obiectiv. Să ne batem de la egal la egal cu orice adversar și atunci când va fi posibil să punem mâna și pe victorii. Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât bine va fi, pentru că o vorbă din sport spune că victoria dă victorii. Da. Și aici trebuie să... Da. Și aici trebuie să lucrăm și noi un pic. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această seară la Sportul Gojean și vă urez multă baftă la următorul turneu și la toate meciurile din Liga Națională. Așadar, nu uitați meciurile de marți și miercuri de la Târgu Jiu. Din păcate, pot fi văzute doar pe canalul de YouTube a Federației Române de Basket. Rămâne de văzut dacă și o televiziune națională va transmite aceste confruntări, dar până la întâlnirea din nou cu Polivalenta trebuie să ne susținem băieții așa cum putem și din fața micilor ecrane. Doamnelor, domnilor, punem punct aici emisiunea noastră Sportul Gojean. Eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem marți de la ora 21:15. Până atunci, salut!